Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la țintă. Sunt Filip George și astăzi, alături de mine, am bucuria să o am ca invitat în cabinetul dumneai pe medicul specialist cardiolog Alexandra Hernic, medic specialist în cadrul Clinic Brașov. Sărut mâna și mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ne-am întâlnit astăzi să vorbim prilejuit de faptul că este Ziua Mondială Fără Tutun. Este o zi pe care ar trebui să o marcheze cumva cei care fumează, fumătorii? Da, ar trebui să o marcheze ca un reminder al faptului că ar trebui să ia în considerare foarte serios renunțarea la consumul de tutun în orice formă. Așa că o întrebare mai de început, mai generală. Din perspectiva dumneavoastră ca și medic, cum este impactul tutunului asupra sănătății publice? Impactul este unul extrem de extensiv, din două considerente. În primul rând, prevalența înaltă a fumatului în populația generală. Atât de multe persoane fumează și încep foarte devreme. Deci se știe că majoritatea fumătorilor debutează consumul de tutun în adolescență. În al doilea rând, vorbim despre abundența efectelor secundare, efectelor adverse pe care consumul de tutun îl are asupra sănătății. Aici s-au stabilit de-a lungul zecilor de ani legături de cauzalitate între fumat și patologia cardiovasculară, infarctul miocardic în primul rând, boala cardiacă ischemică, cel puțin 12 tipuri diferite de cancer, deci nu doar cel pulmonar pe la care ne gândim prima dată, ci și vezică urinară, stomac, laringe, esofag, rinichi chiar, bronhopneumopatia cronică obstructivă, deci o multitudine de patologii cauzate de consumul direct de tutun, deci de fumatul activ, dar și de cel pasiv, la fel de important. Se spune, vedem tot felul de campanii din acestea împotriva fumatului, vedem inclusiv pachetele de țigări, mesaje precum fumatul dăunează grav sănătății tale și a celor din jur. Prin ce mecanisme are tutunul un impact direct asupra sănătății noastre odată, cât și a celor din jurul nostru? Fumatul, în cele două forme ale sale, atât activ cât și pasiv, expune organismul uman la peste 7000 de substanțe chimice, dintre care, cu siguranță, multe sunt toxice organismului. Deci avem pe lângă nicotină, în primul rând la ea ne gândim, hidrocarburi policiclice, avem monoxid de carbon în doze foarte importante, avem metale grele chiar, apropo de discuția întreagă că vaccinurile conțin metale grele, uite că și țigările conțin multe metale. Și toate acestea produc numeroase efecte. În primul rând, odată ce substanțele din fumul de țigară se absorb în sânge, ele produc o inflamație cronică generalizată la nivelul peretelui vaselor de sânge. Ceea ce în timp și mai ales în asociere cu alți agresori ai peretelui vasului, cum ar fi hipertensiunea arterială necontrolată, diabetul zaharat, colesterolul în exces, duc la mici răni, mici leziuni pe peretele vasului. Acolo va urma o depunere de calciu, o depunere de alte substanțe nocive din sânge și conduce încet încet la formarea plăcii de aterom, care va duce la îngustarea vaselor de sânge în final. Ceea ce poate duce ori la închiderea lentă a vasului, ori de multe ori la ruperea plăcii și formarea de cheaguri, de trombi în interiorul vaselor. Ori un tromb care închide complet un vas duce la un accident cardiovascular acut, adică infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral sau mai rar ischemia acută de membru și alte complicații. În ceea ce privește carcinogeneza, substanțele nocive din tutun duc la multiplicarea anormală a celulelor și în final la producerea unor tumori și la boala canceroasă. La nivelul plămânului este același lucru. Tutunul este iritant. Fumul de țigară este iritant. Și atunci, în
timp va duce atât la o predispoziție crescută la infecții respiratorii în orice formă a lor, la o bronșită cronică, vedem fumătorii vechi care tușesc, au o tuse cronică, expectorează și periodic se agravează, deci fac acutizări ale bolilor cronice și în general tutunul predispune la o, zicem noi, o degradare a stării generale de sănătate și s-a dovedit crește decesul de orice cauză. În primul rând, decesul de cauză cardiovasculară la populația tânără. Am citit un studiu care spunea că tutunul este direct responsabil de până la 40% din decesele de cauză cardiovasculară între 35 și 64 de ani. Deci la populația cu vârstă medie, să spunem, exact, da? Pentru că odată cu înaintarea, de ce zicem că tutunul e mult mai impactul tutunului e mult mai mare la tineri. Odată ce populația îmbătrânește, apar alte probleme de sănătate și apar alte boli și alte cauze de mortalitate. Dar tinerii, în principiu, sunt într-o proporție mai mică suferinți de boli, alte boli cronice cu risc potențial vital. Și atunci, evident, că tutunul va înclina serios balanța în defavoarea pacientului. Am înțeles, asta despre fumătorii activi. Însă, cum îi afectează pe cei pasivi? Pe cei care stau în jurul celor care fumează? Sănătatea le este cumva sunt influențată? Similar. Sunt afectați? Similar. Exact. La fel, studii s-au făcut pe concentrațiile de nicotină și de monoxid de carbon din sângele nefumătorilor, dar exact, considerați fumători pasivi. Și s-a dovedit că este clar o creștere semnificativă, aceste substanțe nocive au fost găsite într-o proporție semnificativ crescută în sângele fumătorilor pasivi și categoric efectele pe termen scurt și lung sunt similare cu cele ale fumătorilor. Deci da, tutunul ar trebui evitat în orice formă, atât în cazul consumului activ cât și cel pasiv. Deci putem spune că a renunța la fumat sau a nu te apuca de fumat este până la urmă și o formă de responsabilitate și de respect față de cel de lângă tine, de familia ta până la urmă. Categoric, categoric. Adică toate avertismentele că tutunul dăunează sănătății celor din jur și celor dragi sunt cât se poate de adevărat și de rezonabil. În general, cam la ce interval de timp sau ce distanță de timp din momentul în care s-a apucat de fumat, în modul serios al cuvântului, un fumător resimte ceva probleme de sănătate? Putem vorbi de un timp mediu? E puțin greu de spus. S-a observat așa. Deci efectele nocive ale tutunului sunt dependente de doză. Asta înseamnă că au un efect cumulativ. Cu cât fumăm mai mult, cu atât efectele pe starea de sănătate vor fi mai importante. S-a observat, apropo de relația dintre consumul de țigări pe zi și afectarea, deci consecințe negative ale fumatului, s-a observat o relație de corelație începând cu 5 țigări, mai puțin de 5 țigări pe zi. Deci pacienții care spun că fumez câteva pe zi, considerând cumva că ar fi protejați pentru că nu fumează un pachet sau mai puțin de un pachet sau mai puțin de jumătate de pachet, nu au foarte mare dreptate, pentru că de fapt, am spus, începând de la mai puțin de 5 țigări pe zi, efectele se simt în organism și s-a dovedit că riscul crește exponențial la un număr mic de țigări. Deci între un nefumător și un fumător cu puține țigări pe zi, riscul crește semnificativ, ulterior crescând mai încet până pe la un nivel de 2 pachete de țigări pe zi, unde cumva stagnează creșterea exponențială a riscului. Zicem că acolo am rămas în platou. Iar cumulativ este clar că cu cât intervalul de timp este mai lung, cu atât riscul este mai mare. Deci da, un tânăr care deja fumează de 5 ani de zile, cum o să discutăm mai departe, ar trebui să își facă o verificare a stării generale de sănătate și un calcul al riscului cardiovascular global. Bun, pentru că ați ridicat mingea la fileu, cum se spune, spuneți-ne și despre acest aspect, că este foarte important. Un fumător, să spunem că are această dependență, această problemă, pentru că, până la urmă, este o problemă, dincolo de toate. La cât timp ar trebui să viziteze un medic specialist, un cardiolog, să spunem, pentru a preveni eventuale alte probleme de sănătate, complicații?
Ideea e următoarea. Ghidul European de prevenție a bolilor cardiovasculare recomandă o evaluare de screening, deci inițială, la pacienții, vorbim aici de pacienți asimptomatici, care nu au aparent nicio problemă de sănătate, nu au simptome cardiace. Ar fi recomandată o evaluare de screening în populația considerată cu risc crescut de a dezvolta boli cardiovasculare, și anume, de exemplu, cei cu antecedente familiale de boală cardiovasculară precoce, părinți care au făcut infarcte la vârste tinere sau accidente vasculare cerebrale sau orice altă formă de boală cardiovasculară considerată la risc crescut de transmitere genetică, pacienții care prezintă cel puțin un factor de risc major pentru boala cardiovasculară. Aici sunt patru. Tutunul, hipertensiune arterială, deci o tensiune măsurată în mod repetat peste 140 de milimetri coloană de mercur, dislipidemia, nivelul crescut de al colesterolului în sânge, și diabetul zaharat. Deci, practic, orice pacient care are unul din acești patru factori de risc, indiferent de vârstă, ar trebui să-și facă un consult de screening, deci o evaluare de screening, în care se calculează riscul cardiovascular global și sunt niște diagrame foarte frumoase, score se numesc, care permit calculul, estimarea riscului unui pacient de a dezvolta boală cardiovasculară sau deces de cauză cardiovasculară în următoarea ani. Și astfel, dacă vedem că un pacient, încadrăm un pacient care nu are boală dovedită, cardiacă dovedită, dacă îl încadrăm la risc înalt sau foarte înalt de a dezvolta complicații, putem să prescriem un regim de viață corespunzător, să corectăm factorii de risc și uneori chiar să inițiem tratament medicamentos dacă este nevoie. Deci în cazul, de exemplu, unui diabet zaharat sau un caz precoce sau în cazul unui colesterol extrem de crescut sau unei tensiuni arteriale. Pentru că s-a dovedit că relația, deci riscul relativ al factorilor de risc, riscul pacientului de a dezvolta complicații, este exponențial. Deci, de exemplu, un fumător considerăm că are risc de două ori mai mare decât un nefumător de a dezvolta infarct miocardic, să spunem. Dacă mai este și diabetic, riscul deja devine de patru ori mai mare. Dacă mai are și un colesterol necontrolat, este de opt ori mai mare în decât cel al populației generale. Mai mult sau mai puțin. Da. Deci, fără doar și poate nu este deloc o problemă, nu știu, de neluat în calcul sau de neluat în serios, pentru că lucrurile pot fi foarte grave pentru el și pentru cei din jurul său, cum spuneați dumneavoastră, vis-a-vis de cei care sunt fumători pasivi. Până acum am vorbit și despre cei care sunt asimptomatici, să spunem, dar despre prevenție. Dar care sunt primele simptome, în general, pe care le dau bolile cardiovasculare legate, strâns legate de fumat? Cum spuneam, principalul risc cardiovascular al consumului cronic de tutun este boala cardiacă ischemică, cu cele două forme ale sale, acută, adică infarctul miocardic, sau cronică, angina pectorală stabilă, să spunem. Cum am spus, întrucât fumatul determină o inflamație cronică și o iritație cronică a vaselor și difuză, tot arborele vascular este afectat. Deci, fumatul este factor de risc extrem de important pentru bolile cerebrovasculare, accidentele vasculare cerebrale, demența de cauză vasculară, tot ce decurge de aici, bolile arteriale periferice, arteriopatia periferică, deci scăderea fluxului de sânge la nivelul picioarelor sau brațelor, ceea ce poate duce în final până la amputație, să spunem, deci la pierderea unui membru. Toate aceste boli au manifestări specifice. Deci ce ar putea, în principal la tineri, trebuie să ne gândim întotdeauna la cardiopatie ischemică și mai ales la infarctul miocardic. De ce? Pentru că se consideră că cumva la tineri față de vârstnicii care fac infart, mecanismul este mai degrabă unul trombogen,
Deci mai degrabă infartul se va închiderea vasului responsabil de infart, că de fapt asta este un infart miocardic, va fi determinată nu atât de închiderea completă și lentă a vasului, cât de ruptura unei plăci cu formarea unui cheag. Deci de un lucru acut, un proces acut. Fumatul fiind, bineînțeles, protrombotic, deci favorizează coagularea sângelui și formarea de cheaguri de sânge și determină în același timp și o hiperviscozitate. Sângele e mai gros, sângele fumătorilor va fi mai gros decât sângele unui nefumător. Și atunci ne gândim în primul rând la manifestările cardiopatiei ischemice și atunci primul lucru la care ne gândim este angina pectorală, deci durerea în piept. Tipic durerea în piept va fi retrosternală în mijlocul pieptului, care urcă pe baza gâtului în maxilarul inferior, se poate duce în umeri, pe brațul stâng sau nu, dar sunt și forme atipice, adică de multe ori întâlnim pacienți care au, vom afla mai târziu că au probleme pe vasele de sânge ale inimii, serioase chiar, dar simptomatologia nu este cea de angină tipică, așa cum o învățăm la carte. Alte semne pot fi scăderea toleranței la efort. Pacienții vin și spun, înainte urcam până la etajul 4 unde locuiesc fără niciun fel de problemă, ei, acum trebuie să mă opresc după două etaje sau chiar după un etaj. Respirația dificilă, tot așa, în principiu la efort. În general, la început, toate aceste simptome apar în cadrul efortului fizic, pentru că atunci crește consumul de oxigen al inimii, iar aportul de oxigen pe care îl primește inima nu mai este unul corespunzător și atunci apar simptomele. Dar sunt și situații în care simptomele de repaus, deci simptomele stând pe loc, vor fi inaugurale și atunci în momentul în care simptomele apar în repaus, deja este îngrijorător. Deci deja pacientul ar trebui sfătuit să meargă destul de rapid la medic. Și bineînțeles, orice durere toracică, orice durere în piept care durează mai mult de 20 de minute ar trebui consultat, investigat urgent. Bun, ca și concluzia acestui subiect, vorbim de prevenție. Pacienții fumători. Da. De la ce vârstă sau când ar trebui să vină pentru prima dată la dumneavoastră? Depinde cât au fumat, pentru că să spunem că avem un tânăr de 32 de ani care a început consumul de tutun la 14 ani și a fumat constant câte un pachet de țigări pe zi de atunci. Are un tată care a făcut un infart miocardic la vârsta de 63 de ani, o mamă hipertensivă și intrând în amănunte observăm că și el are o tensiune acum la 32 de ani de 130-140, un colesterol ceva mai mare pentru că mănâncă dezorganizat, niște kilograme în plus. Toate lucrurile astea merg către diagnosticul de sindrom metabolic. Deci, practic, vor trebui luate pe rând fiecare dintre aceste aspecte negative, consiliate și tratate. Adică, vedem din ce în ce mai mulți pacienți foarte tineri cu probleme pe vasele de sânge ale inimii sau cu infart miocardic precoce. Vorbim de vârste de 40, 41, 42, 38 de ani și atunci, sincer, din practica clinică, când mai discutăm între noi și auzim situații de genul acesta, prima întrebare este, fumează? Fuma. Deci din stat recunosc că și în situația mea întrebarea fumați apare foarte devreme în dialogul cu pacientul, pentru că gândirea riscului global se modifică drastic în funcție de răspunsul pacientului. Deci dacă pacientul fumează, deja din stat avem tendința noi ca și cardiologi să-l încadrăm într-o categorie de risc separată și mai înaltă și să fim foarte, foarte atenți la simptome care uneori sunt nespecifice. Pentru că știți ce se întâmplă? Uneori pacienții își autolimitează efortul. Deci obosesc, văd că obosesc mai devreme și atunci vor urca scările mai încet sau vor mai face ei pauze. Își adaptează într-un fel, să spunem, stilul de viață. E mult spus, poate, stilul de viață. Ce posibilități de investigație, de diagnostic și tratament găsesc sau pot găsi pacienții aici în cadrul clinic?
pot găsi practic tot ce este necesar, pentru că începând de la consultul de bază, consultul cardiologic de bază cu electrocardiogramă, la fața locului putem oferi practic investigații suplimentare de genul ecocardiografiei transtoracice, dacă e nevoie, chiar și transesofagiană, teste de efort. Prin partenerii și colaboratorii cu care lucrăm, o gamă largă de teste de provocare a ischemiei miocardice, adică teste de efort ceva mai speciale, unde putem demasca o suferință de cauză ischemică a inimii, scintigrafie miocardică de efort prin radiologie, angio-CT-ul de artere coronare, care este practic o coronarografie virtuală, și în ultima instanță, bineînțeles, dacă este nevoie, etapa finală cumva în explorarea acestui tip de pacient, și anume coronarografia, care se face, e o examinare care se face cu internare. Venim puțin în zilele noastre prezente, în această perioadă de pandemie, din păcate, prin care trecem cu toții. Putem spune că în această perioadă în care oamenii au stat poate mai mult acasă, poate au avut mai mult timp, a crescut într-un fel sau a scăzut numărul fumătorilor? Nu mi se pare că a crescut numărul fumătorilor. În schimb, cumva a scăzut numărul pacienților care se adresează unei unități de îngrijiri medicale. Era următoarea întrebare. Este adevărat ceea ce se spune? Pentru că vedem foarte multe informații din acestea venite chiar din partea medicilor, care spun că, din păcate, în ultima perioadă, în ultimul an, să spunem, din ce în ce mai puțini pacienți s-au prezentat la un consult de teama de a, nu știu, intra poate într-un spital, într-o policlinică. Este adevărat, asta de altă parte se poate de adevărat. Pacienții întârzie cumva venirea la medic, și nu vorbim aici numai de patologia respiratorie, adică cineva care face febră, tușește, care se teme practic de un diagnostic pozitiv de SARS-CoV-2 cu toate consecințele care urmează, deci oprirea din activitate, izolarea, dar vorbim aici și de pacienții cu alte boli, pacienții cu boli cronice, tratabile, multe dintre ele, sau chiar cu alte boli acute, care nu se prezintă la medic exact din teama, cumva, din reținerea de a intra într-o unitate de îngrijiri, teama de contaminare, teama de nu știu, că nu se iau toate măsurile de prevenție, de a aștepta, probabil, pentru că acum e adevărat că în multe unități de îngrijiri circuitele sunt puțin date peste cap, să zicem. A fost o perioadă grea pentru toată lumea, dar din păcate am observat lucrul acesta, pacienții se adresează mai târziu către îngrijirile medicale și vin într-o stare mai gravă. Observați totuși în ultimele, nu știu, luni, săptămâni, o scădere a acestui trend? Poate. Își recapătă oamenii, nu știu, prin vaccinare, prin faptul că observă că rata, incidența infectării COVID a scăzut destul de mult, spre foarte mult, își recapătă totuși oamenii încrederea în a veni la medic, la un consult? Câte puțin. Puțin câte puțin, și sperăm să vedem acest lucru din ce în ce mai mult în viitor. Noi încurajăm în continuare pacienții de fiecare dată când e nevoie să caute îngrijiri de sănătate și, de exemplu, în cadrul clinicii noastre, în permanență toate măsurile de protecție a pacienților și personalului au fost respectate cu strictețe. Prin urmare, eu personal consider că da, este sigur în momentul acesta să te prezinți la medic, în cadrul clinicii noastre, în primul rând, dacă este nevoie sau dacă, până la urmă, dacă suntem îngrijorați pentru orice, pentru că mulți din, apropo de acești pacienți, tineri fumători, să spunem, mulți dintre ei nu au boală cardiovasculară constituită, majoritatea de fapt. Mulți dintre ei nu necesită tratament. Dar este cu atât mai bine, noi ne bucurăm când vedem că oamenii nu sunt bolnavi, dar au posibilitatea de a primi sfaturi, au posibilitatea de a primi îndrumare, nu știu, un tratament substitutiv, să spunem, cu nicotină, care îi poate ajuta să renunțe la fumat, o evaluare, să le spunem, da, nu sunteți de tratament acum, dar dacă nu țineți regim și nu controlați ce mâncați și nu faceți mișcare, pentru că și aici este o mare, mare problemă pe care am văzut-o în ultima perioadă, sedentarismul.
pacienții au avut cu atât, oamenii, populația generală a avut cu atât mai puține oportunități de a face mișcare și de a face efort fizic, de a ieși afară din casă și da, de multe ori întrebăm, dar mișcare faceți? Păi făceam înainte, dar de când cu pandemia nu am mai făcut nimic. Bun, și eu mă întreb ce înseamnă mișcare pentru un fumător sau nu neapărat fumător, pentru un individ normal. Cât ar trebui să facem mișcare și ce tip de mișcare trebuie să facem fiecare zi? Pentru că există probabil cazuri care spun eu merg de acasă până la muncă, nu știu, 20 de minute fiecare zi pe jos. Este suficient? Recomandarea ar fi cam de 30 de minute pe zi de exercițiu de intensitate medie, să spunem, cel puțin de 5 ori pe săptămână. Deci mai mult decât a merge poate pe jos. Poate că mai mult, da. Deci poate un efort mai susținut. Da, mers rapid. Mersul rapid, eu cel puțin, dacă îmi spune cineva, da, merg rapid până la serviciu și înapoi 15 minute dus, 15 întors în fiecare zi a săptămânii, eu sunt mulțumită. În vremurile noastre mă declar mulțumită. Și, dar e bine, de, într-adevăr, să, dacă se poate, să mai aibă o zi, două pe săptămână când să facă poate și un efort mai intens. Alergat, jogging, tenis, în not, orice. Numai un tip de mișcare. Deci este clar, ca și concluzia acestei întâlniri, acestei emisiuni, faptul că, în urmă, stilul de viață, mișcarea, o componentă a stilului de viață, este extrem de importantă în a preveni bolile cardiovasculare. Cu siguranță. Mișcarea, renunțarea la fumat sau neinițierea fumatului, să spunem, extraordinar de importantă, dieta, să avem grijă ce mâncăm, cât mai puțină sare, cât mai puțină grăsimi, cât mai puțin carbohidrați, o dietă echilibrată, mai aproape de dieta mediteraneană, să zicem, că ar avea cele mai multe dovezi, și controlul factorilor de risc importanți, pe care le-am discutat deja. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul alocat în acest interviu, doamna doctor, și vă doresc și dumneavoastră, cât și tuturor, multă sănătate, în primul rând, și putere de muncă. Mulțumesc la fel! Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru cum mi-ați văzut astăzi alături de mine. Cabinetul dumneavoastră, am avut plăcerea să o avem ca invitată pe doamna doctor Alexandra Hernic, medic specialist cardiolog în cadrul clinic Obrașov, Iosif Filip George, și până data viitoare vă doresc toate cele mai bune, pe curând!